E în puterea noastră să încercăm să le aducem puțină mângâiere semenilor noștri, care luptă cu neputința, singurătatea și lipsurile. E mesajul transmis de voluntarii Departamentului de Copii și Tineret al Bisericii Bucureștene Iancu Vechi Mătăsari, care au împărțit săptămâna aceasta pachete cu alimente către familiile defavorizate din parohie. În programul social Dar din Dar se face rai, încercăm să aducem puțină pace, lumină și bucurie în sufletele celor care au atâta nevoie. Biserica noastră are în evidență peste 120 de cazuri sociale. Sunt familii aflate în dificultate, familii cu mulți copii, persoane în vârstă și multe persoane singure, cărora încercăm să le fim alături în zi de sărbătoare. De ce ai vrut să te implici în acest proiect? Ca să ajut oamenii nevoiași și pentru că mi se pare un gest foarte frumos acum preajma sărbătorilor pascale. Bucuria de a dorui și a primi înseamnă iubirea pe care o primim din zâmbetelor celor care primesc un dar mic de la noi. Mă bucură că îi pot ajuta și că cu ajutorul nostru pot trece un moment greu din viață. Pentru familiile care au primit vizita tinerilor, bucuria a fost greu de exprimat în cuvinte. Ia să vedem. Doamne ajută! Să vedem la 90 Dumnezeu de ani! Dumnezeu să vă ocrotească! Mulțumesc, mulțumesc! E o bucurie vizita copiilor? Da, mamă, da, foarte, da, proste și sănătate, sărbători fericite, să trăiască părinți amândoi, că ne-a dat odeona, ne-a ajutat pe noi bătrâni. Mulțumesc din suflet, părinte, mulțumesc, că sunt foarte mamă, abia stau pe picioare. Mulțumesc părintelui că se interesează de toți locatarii care au probleme, care au pensii mici, care sunt amărâți. Le face cea mai mare bucurie aducându-le un pachetel care să conțină cele necesare. Acest ajutor pentru ei înseamnă o mare bucurie. Înseamnă că au ce să pună pe masă în ziua de Paște. Se vede din lacrimile lor, se vede din sufletul lor, se vede din mulțumirile lor. La acțiune au participat și elevii Colegiului Național Iulia Hașdeu, aflați în timpul săptămânii altfel, perioadă dedicată activităților extrașcolare. Pentru adolescenți, exercițiul generozității a fost o adevărată lecție de viață. Este în primul rând o bucurie ca să participăm alături de părintele și copiii chiar au dorit să vină, s-au implicat cu sufletul lor de copii. Este o lecție pentru ei, văzând că noi ne implicăm ca adulți și ei la rândul lor se vor implica. A fost o zi foarte frumoasă. Mă simt plăcut că am ajutat acești oameni și m-am implicat în acest lucru cu profesoarea mea de religie și a fost totul minunat și mă bucur că am venit. Ce ai simțit când vedeai bucuria bătrânilor? M-am bucurat și eu pentru că am văzut acea fericire în ochii lor și a fost foarte plăcut. Proiectul Dar din Dar se face rai a fost înființat la parohia Iancu Vechi Mătăsari în urmă cu 4 ani. În fiecare săptămână, credincioșii donează alimente și produse de necesitate pentru cele peste 100 de familii defavorizate aflate în evidențele bisericii.